Înainte v-am zis, înainte de a veni aici, deja puneam mâna la gură înainte de a vorbi sau înainte de a râde, puneam mâna la gură când voia și era un pic așa, nu dădea bine și... Da, acum da, râd cu toată gura și fără frică. Mă numesc Băzgan Gheorghe, am 56 de ani, sunt din Sibiu. Încă din tinerețe am avut probleme cu dinții și am tot lăsat, am tot amânat, am așa. Am început să fac mici reparații, n-au mers. Nu puteam să mănânc normal, în primul rând. În al doilea rând, la rușine am ajuns să vorbesc cu mâna la gură sau să râd cu mâna la gură, că nu, arăta, după părerea mea, groaznic. Nu-mi plăcea de așa și atunci. Din acea cunoștință care mi-a recomandat să vin la dumneavoastră, știu că e un pic mai sensibilă, e mai așa, nu prea se mulțumește cu jumătăți. Și dacă ea a fost mulțumită și a fost încântată, atunci am venit 99,9% am venit deschis și fără emoții, fără frică. Bine, au fost cele, alea dinaintea implanturilor, când erau normale, că 6 implanturi sus, 6 jos. Au avut un pic de lucru cu mine și celelalte, mi-au pus proteza aia provizorii sau antiprovizorii, nu mai știu cum aia de plastic, am venit după o săptămână sau așa și mi-am schimbat, am pus aia provizorii un an de zile. Într-un an de zile am simțit ca și cum ar fi aia definitivă, foarte mulțumit, nu m-au deranjat nimic, un an de zile n-am avut nicio problemă cu proteza provizorii. Acum am venit, am pus o piesă definitivă, sper să fie măcar la fel de bună sau așa eficientă ca aia provizorii. Am trebuit să punem foarte mult accent pe dantură, pe gură, pentru că nu, te ajută și la mâncat, și la vorbit, și la o prezență, mergi undeva, deschizi gura, una să ai niște în gură, un fierăstrău și alta e să ai o dantură frumoasă, perfectă, altfel interlocuitorul te privește, te tratează, depinde, mergi undeva la un interviu, așa, la un loc de muncă, la un job, contează foarte mult. Fost foarte încântat de tot, începând de la personal, medici, asistente, fetele de la recepție, toată lumea. Au vorbit frumos, m-au mulțumit. Recomand cu încredere. Întâi și întâi, clinica la care eu am venit și o spun din propria experiență, nu din auzite, nu din vorbe, eu am trăit experiența asta și chiar recomand cu încredere să se adreseze la clinica Smile. Din Iași, cel puțin din Iași, nu mai știu cum a zis că a trecut la București, dar la Iași eu m-am simțit super ok. Dovadă că am venit și de la Sibiu și nu a fost chiar așa comod să vii de la Sibiu, una să fie aici la câțiva kilometri, 2-3 ore de mers sau așa, da? Să pleci de ieri, să faci 12-15 ore cu trenul, nu chiar așa de, dar v-am zis că s-a meritat. Dacă eu am venit de la Sibiu și zic s-a meritat, alții din jur chiar recomand cu încredere.